Salut, sunt Alexandru Rusu și sunt jurnalist din anul 1990. Lucrez în radio public de mai bine de 3 decenii. Păpușarii puterii este despre ceea ce se întâmplă în spatele ușilor închise, în clădirea din spatele meu și în spatele ecranelor televizoare. Timp de 3 decenii am avut prilejul să cunosc și oameni politici și jurnaliști și jocurile care se fac în fața vedetelor, în spatele vedetelor de televiziune și în spatele oamenilor politici. Se spune că puterea corupe și puterea absolută corupe în mod absolut. În această carte veți vedea că și dorința de putere corupe, iar dorința de putere absolută corupe în mod absolut. Această carte este o ficțiune. Personajele sunt imaginare, însă faptele din carte le veți recunoaște. Pentru că ele, deși au fost gândite ca o ficțiune, la un moment dat, în timp ce scriam cartea, vorbeam cu un coleg jurnalist cu mare experiență și spunea: termină mai repede pentru că realitatea te ajunge din urmă. Un fapt este că imaginez în carte că un important personaj politic are dispozitive de bruiaj în casă. Într-o cercetare a ADN-ului legată de un fost primar al Bucureștiului, se descoperau dispozitive de bruiaj în casa acestui. Tot în carte scrie că în spatele a câteva sute de persoane se joacă interesele politice și economice în România de 30 de ani încoace. Această cifră este reală. Într-adevăr, în spatele a câteva sute de persoane se joacă aceste interese. Imaginea cea mai clară pentru a vă prezenta cartea este faptul că un personaj politic închiriază o capsulă în Rata Mare din Londra pentru a discuta cu un om de afaceri. Și îi explică acolo că, indiferent dacă ești la putere sau în opoziție, tot la putere ești. Pentru că jocurile economice sunt transpartinice. Iar oamenii politici știu că trec succesiv prin putere și prin opoziție și au grijă ca interesele lor economice să nu fie afectate. Să știți, prieteni, că politica și televiziunea sunt strâns îngemănate și acest lucru îl veți vedea în carte. Interesele politice apasă asupra nu numai televiziunilor private, care au în spate diferiți lideri, fie de partid, fie lideri economici, care sunt foarte conexați cu politicii, chiar televiziunea publică, unde numirile sunt politice. Așadar, veți vedea că a fi în politică și a fi în televiziune pare unul și același lucru, de fapt.